măcar o dată, ca astăzi să răbuvniți și să... Hai să o rezolvăm afară. Nu. Pierdeți tot ce ați construit până acum. Și e păcat, e păcat de voi. Sunteți de apreciat că nu ați făcut asta până acum. Și vrem să credem că societatea noastră este plină de astfel de persoane, ca voi, care au capacitatea să se abțină și să nu sară la bătaie. Prin vorbă ne putem înțelege. Dar să sărim la bătaie chiar nu este ok. Vă distrugeți viitorul singurei. Vă distrugeți tot ce ați construit. Pentru ce? Să râdă lumea de voi și să fiți arătați cu degetul. Pentru ce? Chiar n-are sens. Da. Bun, haideți să schimbăm un pic subiectul. Andreea Oprică, Bianca. Ce ai făcut, măi, toată? Berna. Da. Da. Dosarul Picheta. Știți ce o... Bricheta. Cazul Bricheta. Cazul Bricheta. Cazul Bricheta. Nu cred. Materialul Bricheta. Nu e Bricheta. Deci s-a făcut rău la Oprică, la monozit. Ai, s-au făcut rău sau a avut? Ia urcat tensiunea după ce a strigat asta. Nu, a zis că e rău nu, și mă, după ce a strigat. Nu, mă, iau căut un pretext. Că iau nu stai, fată, că n-a fost dinainte. A fost dinainte, vorbise cu Alina. Păi a zis fată înainte că eram acolo. Hai mă, Berna, să zic că, băi, Berna. Hai să zic, ce după ce a luat de mine. Și nu-i pretextă, doamne. Dar mai te zbiera, Berna. Eram acolo. Dar lasă-o să zic, că vorbeam așa pe ce zici și tu. Doamne, fire. Doamne, mă, dar eram acolo, zici, taci, taci. Dar lasă-o să zic. Păi, auzi la aceea, era un pretext, s-o certa cu ea să plece. Fata, dacă o zici dinainte. Hai să vorbim pe adevăr, până la urmă, nu pe vrăjeală, că s-o certa cu tine. Au vrut dinainte. Nu, dinainte. Au vrut dinainte, dar și ca să aibă un motiv mai întemeiat. Ok. Și a pus-o pe Alina să-i cheme, mă, să plece. Și după s-a întâmplat cu Bricheta. Știu, măi, știu că s-a întâmplat după. Mi-am dat seama. Dar s-a dus, cred că se întâlnească cu Andy sau altceva. Ce ai făcut, Marius? De ce crezi că s-ar fi dus să se întâlnească cu Andy? De ce crezi că s-ar fi dus să se întâlnească cu Andy? O vrut să plece și înainte, dar a fost și un motiv. Nu zic, de ce crezi tu că s-ar fi întâlnească? Pentru că s-a luat de mine, că eu am... Păi nu, că tu, gen, te-ai băgat... Și ce am zis? M-am băgat pentru ea? Nu, ai zis de Brichetă. Am zis că e o Brichetă, Dorin. Mi-am zis pentru o Brichetă că certa și după aia am spus iar, că ea tot a început să țipe după ce a plecat ea. Da. Ea a continuat cu înjurăturile că și-a zis, măi, dar vă certați la o Brichetă, zic, calmează-te. Da, e că mă cer de la ce vreau, că nu știu ce. Și după aia am încheiat, dar ai văzut că eu n-am mai zis nimic. Și ea zice, e, că tu ai... Și a, ce plec? Eu nu am. Păi de-aia îmi se întâlnește cu Andy, dacă îmi zice mie că ea n-are și... Aaa, am înțeles acum. Nu înțelegeam de unde, cum ai făcut tu legătura cu Andy. Da, păi și eu la fel de-aia, mă uitam și... Atât, dar nu ce pot să zic. Că ea e de-aia, e nervoasă, că ea nu are... Lasă-mă că nu e aici, băiatul ăla. Nu, că nu e aici, că n-are... Zic pe la Bunește? Ups. Dacă așa au zis. Că nu e aici. Păi nu e singura fată care nu are iubit, adică nu înțeleg de ce. Nu trebuie să zbieri. Afecțiunea au fost luat din oricare altă parte, nu trebuie să primești afecțiune pe... Băieți. Aia zic. N-am zis. Dar cine? El i-a spus. Și Lian, de unde știi? Nu, ce penibil. Da, păi întâi eram cu Andreea acolo și o să întrebă, dar ce t-ați vorbit? Să pătap. Pentru ce? Eu îi zic de la o Brichetă să-mi zici chestiile astea. Ați vorbit pe tot materialul. De chiar îmi pare rău că nu s-a filmat, Andreea. Deci, Bianca, în momentul în care m-a făcut nebună, eu de acolo am început să greșit. O jignesc. Nu, e adevărat. Ba, este foarte adevărat. M-a făcut că ești nebună și i-am zis că normal, că am și eu hormonii probabil ridicați, nu star bine că are. Și apoi am spus, măi, fată, ești... Nu înțelegeam de ce m-a jignit. De-aia eu am reacționat așa ciudat. Nu, ea m-a văzut că sunt nervoasă. Ea a plecat. Păi, dar ea m-a văzut că eu sunt nervoasă și ea m-a atacat. Și ea m-a atacat. Cum? Dacă vezi un om că e nervos, de ce te mai bagi și tu? Am să se calmeze. Cum i-am spus și eu, urli foarte tare, e doar creierii de tine. Așa că urli mai, fată. I-am zis să se calmeze și să-mi se certe la o Brichetă. Dar și tu urli, Andreea. I-am spus asta. Exact așa a fost. I-am spus chestia asta. Să se calmeze. Ce spun eu? Că lasă-mă că a plecat. Las, măi, fetilor. S-a întors și a spus, băi, eu până la urmă cer din ce vreau. Da, să-ți văd, hai! Decătura viitoare îți dau eu! Dai cu minții, măi, fată! Dai tu cu minții! Dai cu minții! Te-ai luat! Am dat! Da! Am vrut să văd! Ești belușel! E, lasă! E, lasă! Bucură-te! Să mă descalzi! Ei bine, mai vedem, da!
Da. Te ceri cu fete ca Bianca. Da, da, nu las când mă cer cu tine data viitoare, îți promit. N-ai avut șansă, te-am făcut. Da, m-ai făcut, da. Păi ce pretenții să aveți de la astfel? Păi dacă vrei, mă bag în mahala ta și ți le dau. Dar ce mahala, că ești în mahala? Păi da, fata, tu, cum poți să minți că ea te-a înjurat-o prima? M-a provocat. Mincinoasă acasă, ce vă așteptați de la o femeie ca așa? Dar tu ești o mincinoasă, măi, n-aveți cum. Minți foarte mult. Minți, minți că ea te-a înjurat când tu, de fapt, ai înjurat-o. Și ai făcut-o în tot ce nu am spus că m-a înjurat. Nebună, atât. Eu am făcut nebună, asta am spus, Andreea, ce vrea fata? După ce mi-ai zis, da. Tu minți. Am fost trei persoane. Ai provocat. Nu am provocat-o, am nu mint cu nimic, m-a făcut nebună, da? M-a făcut nebună. După ce mi-ai zis, nu cred. Tu ai fost acolo, Andreea? Dar bineînțeles, dar bineînțeles, dar pe cuvântul meu. Dar bineînțeles, dar ea e bineînțeles oricum, chiar dacă nu e așa, ea spune nu, invers. Nu, este nu, normal că spune Andreea pe nou. Dar toate fetele au zis chestia asta în emisiune, că te-ai luat de Bianca fără sens. Toate au spus același lucru, care au fost la... Era acolo Daiana, era eu. Da, fini, m-am luat, da. Și dacă m-am luat cinci. Acum a fost nervoasă. E, da, nu mai pot, da. Mincinoasă, asta e vorba. Tu ești mincinoasă. Da, nu e ok să faci toate felurile așa. Tu ai papagal, tu vorbești mult, tu ataci. Nu știu dacă am avut și fapte. Dar cine te crezi tu? Nu știu dacă am avut și fapte. Tu ataci stânga-dreapta, gata, Andreea, lasă-mă că ne-ai plictisit. Da, cred că tu ne-ai plictisit. Lasă-mă, dai cu minte, tu terorizezi stânga-dreapta. Dar cine ești tu, miezul, de unde ești tu? De unde ți-ai luat? Din pâine. De unde vii? Din pâine. Da, dai cu minte, Andreea, lasă-ne. Lasă-mi cu atitudinea asta. E bine, da. Da, mi-am luat-o că am vrut eu. Asta e, așa e viața. Am vrut eu să mă abțin. Deci mai slabă și mai tare. Nu vreau să recurg la violență nici în momentul ăsta. Dar dacă o să se mai întâmple, nu mă mai interesează, Andreea. Și vreau să demonstrez că nu sunt răzbunătoare. Gata, gata cu violența. Gata. Vede-mă, vrei? Și nu mă mai interesează de nimic. Ce să-mi faci, ai avut ocazia? Nu mi-e de nimic. Nimic tu. Că prea am putat dacă ea sunt la dreapta, nu știu ce te vrei. Ce te ocazia și n-ai nu nici o șansă. Nu știu cine știu. Nu știu lasă, pirui. Ne-ai plictisit, măi, fato. Dar nu, exact. Cu atitudinea asta, vrei tu să manipulezi tu fetele astea. Dacă minți și să tac dacă minți. Nu, nu, eu vorbesc de atitudinea ta în emisiune. Păi, balu Berna, că te terorizezi. Balu Roxana, nu știu ce, balu Roxana, aia nu știu ce. Dar cine ești tu, măi? Cine știu ce la Roxana, zi? Dar cine ești tu? Zici la Roxana, zici la Roxana. I-ai spus lui Roxana, cu da, domne, că stai cu nu știu ce, stai cu minte, măi, lasă. Vezi că minți că n-ai ce să spui. Ce zici, bagă oamenii ca să aibă argumente. I-ai zici la Roxana ce? Ai, deci nu are rost că femeia asta foarte mult minte. Mincinoasă acasă, fix așa o să-ți spun. Da, așa vrea ea, Andreea. Păi da, asta face, zici la rost că nu are cum cu asta. La care a mai spus ea? La care a mai spus? La care a mai spus? Păi bă, femeie, când vorbești, va argumentează. Fata asta care mereu corectează pe fiecare din casă. Pe care, pe care, mă repet. Dar ea când râde, nu spune râd, mă râd. Hai să mă râd, hai să mă râd. Și tu loc de pe zici când? Mă arăt, ea corectează cu toată lumea, îți dai seama unde era doamna educatoare și ea... Ai baculuat, ai baculuat. Ia să râd, stai cu mine, că am și facultate. Da, ce facultate? Cred că da. Da, 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 ai, las că ai tu școală de astea. O, am, și școala lui, și școala cealaltă. Uite, eu spre deosebire de tine am și facultate de sport. Ce ai? Tu n-ai nici bărit, dar nu se vedeai. E, am rituri și bătrânețe. Da, am rituri de expresie. Da, 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 de loc. Ai chiar atat și acolo unde crezi tu că mă doare. Aia, fix aia. Nu mă deranjează. Aia, doamne. Serios, frate. Eu? Chiar vă l-am făcut de față. Hai să ne punem acest ca să nu mai avem riduri. Nu, eu vreau să fiu natural așa, riduri de expresie. Băi, când o să-mi pun acid, o să arăt 20 de ani. O să te zgheri toată. Tu ești mai babă ca mine. Tu vorbești de babă. Ai 30 de ani și tu, băi. Vorbești cu hoții. Hai cu minte, Andreea. Da, eu stau foarte. Hai că vă că iar îți dai răutate. Eu sunt foarte cu eu înțeleg, știu că sunt impiată, dar să fac, dacă nu încăpesc de mine, mă simt mândră, sincer. Da, sincer, mă simt, chiar mă simt mândră. Da.
Te invidiez, da. Da, păi și tu și prietena asta. Da, amândouă te invidiez. Păi dacă nu m-ați invidiat, ai nu m-ați atacat. Prostia o ai, nici corect. Zana, nici pe... Prostia o ai și pe tine te invidiez. Da, ai seama. Crede-mă, pentru asta te invidiez. Oh, da. MG. Da, da, da. Deci noi o invidiem pe... Ești mare de știință. Hai să mă arăt. Încearcă mâine. Hai, da, uite unde era inteligentă. Hai să mă arăt. N-ai talent. Mă arăt. N-ai talent. Vai de mine. N-ai talent. Așa inteligentă, Doamne. Mi-ar fi rușine sincer să corectez pe cineva în condițiile în care poate nici eu nu sunt destul de capabilă. N-ai talent. Mai încearcă. Corect. Mai încearcă. Dai banca ta, Andreea, și lasă-mi replică. Bă, data viitoare să nu mai fiți dați. Că vorbesc cu rog. Nu și voi vorbiți amândouă. Da, mai încearcă. Dar eu vorbesc cum vreau. Vorbește cum vreau. Băi, ea face ce vrea. Da, ea. Fiecare o oră și să nu mai comentați. Facem la fel. Păi nu mai ce vreau și vorbesc. Dar ea comentează tot în fiecare. Că ea e nu știu cine. Ea nu știu cine. Ai înțeles ce am explicat atunci? Nu, n-am înțeles. Nu aude, ea spune. Să bagă când vrea și dacă să bagă. Că vorbim o oră ca frate. Că și voi ați vorbit amândouă. Lasă-mi face, ia-te, lasă-mi face și gata, naiba. Păi că dacă era vorba despre un material la căminte, cum să nu-i spune? Păi da, de un material, dar până a trecut ai spus că mi-e mai fată. Eu era la fată, tu ai venit, ce operații. Lasă-mi acum, normal că... Bine, am plecat, că tu asta crezi, mulțumesc frumos, dar nu am acid. O să-mi pun și te-a spus pe ai fată, te-am văzut cum arătai înainte, ce crezi? Am dar tu ai zis tine, Andreea, că ești bătrână. Tu, într-adevăr, ești bătrână. Lasă-ne, mă. Eu chiar mă simt foarte bine, sincer. Dacă m-aș mai repara, cred că aș fi în cap să leacă de fizic. Da. Eu chiar te-am văzut înainte cum arătai și tu ești aia bătrână. Bine, ok. Și erai plină de riduri în fața ta, fix babă. Dacă tot vorbim de așa, tu ești aia, nu eu. Bine, altceva? A terminat. Yay! Yes! Bun. Cătălin? Nu mai vorbești gala asta. Nu. Draga. De ce? Nu mai vreau. De ce? N-are sens. Ce te-a supărat atât de tare? Nu știu. Toată lumea aici o dă muș și nu știu pe ce. Nu înțeleg. El mă scoate afară și tot el e supărat. Ieșim afară, rezolvăm ce avem de rezolvat și după intrăm și continuăm gala dacă vrei. Dacă nu ieșiți și nu rezolvați nimic ce da. Nu, e vorba nu de poți să... Eu niciodată n-am calculat cu moneda asta și lumea văd că dacă îi lași, îi lași și înțeleg altceva, nu știu ce în capul lor. Dar nici el de când a intrat aici n-a făcut asta. Dar el a zis, hai să mergem. Nu, hai. Am zis asta, doamna Andreea, v-am și zis, eu noblu n-am nici la nimeni, eu tocmai opream scandalul, dar dacă a venit și s-a pus în fața mea la intimidare, adică... Nu, eu m-am pus că acolo era locul meu, dacă el a vrut să iasă afară, ia să ia afară. Că tu te-ai pus și te-ai uitat așa la mine, ca și cum... Tu ai zis că Barbara are muș. Hai să vedem cu ea are muș. Dacă are... vreți, am zis și mai determinăm misiunea și vedem afară unde se dă. Ok, stai niște că eu așez să termin misiunea. Sunt nerăbdător. Eu zic să vă calmați, că o să stăm aici două zile în gala asta. Dacă niciodată n-a reacționat Nata așa și el îmi spune mie să ies afară, ce pot să refuz? E urât să refuz. Are mai tare. Și normal. Așa, și ce rezolvați? Ce l-ajut pe el să rezolve ce vrea el să rezolve. Nu mai bine discutați? Nu, nu vreau să discut, nu face plăcere. Ce a fost? Nu știu, dar zic că s-au bătut. Nu cred, dacă eu aveați dreptul să-mi puneți întrebările astea, dacă eu mă duceam și spuneam, hai bă, afară sau hai să ne împartă, eu n-am făcut niciodată treaba să față de nimeni. Deși poate sunt în măsură. Nu am făcut, nu nici afară. Nu mă caracterizează bătaia, nu-mi plac mie zmardoi, șmecherii și așa mai departe. Dar în viață trebuie să răspunzi omului cu ce ți oferă, cu aceeași monedă. Repet. Dacă el a vrut așa, ce nici eu nu stilul ăsta, mai ales aici în emisiune, dar nu mi-a plăcut că vin... Stai în fața mea la intimidare și îmi zici, băi, Vasile, vezi cu de-astea, ce spui? Băi, Vasile, nu e o jignire. Ai avut o atitudine urâtă, ca și cum no. Tu ai vrut zis... să te impui în fața mea. Păi ce să mă impun, acolo era locul meu. Da, dar nu te-ai pus pe locul meu. Păi tu mi-ai zis mie că eu scui, când m-ai văzut tu pe mine în casă să... Când vorbești, vorbești și scui. Pe aia ți-am zis și atunci, că ai aruncat pe jos și scui, când vorbești, scui. Mie îmi place să cred că oamenii ăștia, când scot ceva pe gură, văd că sunt sigur de ceea ce spun. Nu scot așa să dea bine la televizor sau să îmbârlige lumea din casă. Nu, am zis că e un gest de bădărat. Dacă el m-a văzut pe mine că eu am scuipat, am dărmat, cu excepția cazul când am dat acolo cu pumnul, nu știu, că nu mai puteam de nervi, dar asta nu ține de emisiune, nu am făcut ca să deranjez sau să stânjenez pe cea. Eu nu stau picioarele pe masă, eu nu arunc cozi, eu nu scuip, eu nu spar geam. De ce să-mi spune el mie, tocmai mie, când eu intru în casa asta și găsesc jec total, m-am simțit și prost, când am intrat prima dată, am rămas... Să zic, dezamăgit total, mă gândesc, mă așteptam la altceva. Se vede altceva, acum știu că vorbesc ca ai vrea la televizor, se vede curată, se vede
Nu prea. Dar nu e vorba de asta. Eu, de exemplu, am renunțat să mai intru în casa băieților pentru că e tot timpul dezordine. Și prefer să intru în casa fetelor pentru că e mai n-am ordine. N-am glume să arunc pe jos, nu știu da, ce. Mă rog, e casă de băieți aici. E casă de băieți. Dar cine dar face eu asta? Nu fac, cum? Păi, dar dacă am găsit așa, cine a fost înainte sau cine acum? Ce, mă, Andrei, ce am dărmat în casa ta? E, auzi. Păi jucați-vă voi, eu nu m-am jucat. Eu unde am dat, am strâns. Ce e așa rău? Și spune mie că scuip eu pe jos și fac eu de astea. Nu că scuip pe jos. Dacă îmi zicea orice altceva ce eu am făcut, eu nu mă spuram. Da, Andreea, într-adevăr am folosit termenul... Gaițele. Că scuip. Am zis că a aruncat parul ăla și am zis scuip. Dar, într-adevăr, n-am folosit bine. El, când a vorbit, chiar când a început gala, a vorbit și o scuipa cu precipitații, cum ar veni. Acolo am vrut să dau explicația asta. Dar una e să vorbești cu precipitații și una e să scui. Da, într-adevăr, aici recunosc, n-am folosit eu termenul. Dar, Andreea, dar chiar și dacă era așa, el la un moment dat zice că mi-ar fi vorbit, mi-aș venea să spun prostii de astea. A scuipat, m-a scuipat el. Asta se denotă altceva. Oamenii de aici duc într-o altă extremă, orice se discută, orice se întâmplă. O duc la apogeu, așa, nu știu, să fie wow. Așa cum ai vrut să... Turcul spune, dă-te mai încolo, m-am prins turcul. Gen. Așa cum ai vrut spune, să duci tu... mai încolo, îi spun... Așa cum ai vrut să ela m-a jucat cu ea, nici nu mi-aduc aminte nici în ziua de azi despre ce spune. Ea spune, m-am împins, e agresiv. Ăsta sunt aberații dacă mă trezut. Eu cred că doar copiii le fac. Știți când se duce părintele și le ia un pic de urechi pe copil și copilul spune, wow, ce mi-a făcut, ce m-a bătut, ce... Copiii fac așa, oamenii maturi nu la mai fel fac cum ai vrut așa. Să faci și tu colegii în urma celor spuse de mine. Ai continuat că vezi că e exagerat, deși ai văzut că nu a fost nimic exagerat. Toți avem tendința pe materialul cu Ligii. Când ai zis, vezi Ligii, uite ce-o zis. Și Ligii... Dar se vedea clar acolo și toată lumea vede, numai cine nu vrea că voi facă asta. Și Ligii, de ce a văzut altceva? Ligii vede altceva decât ne-a intrat în casă, asta am încercat să-i spun. Cât ai fost tu afară, Ligii și-a cerut scuze. I-a cerut scuze lui Livian. Păi foarte frumos îi ceară scuze. Eu ce am zis? Tocmai de-aia nu merg lucrurile între noi. I-a cerut scuze la Livian. Și-a dat seama că a fost într-un alt context. Nu, și că de fapt despre Ligii, că n-are sens. Iar spun vorbe cu asta. Lăsa-te așa. Nu mă mai vrea acum. Lăsa-te așa. Nu mă mai vrea. Cătălin, nu vrei să mai cunoști pe Ligii? Nu discut de asta. Acum 20 de ani. Dacă spun că nu vreau să stau cu nimeni din casă să supără fetele, s-a răsus. Vreau să cunosc pe Ligii. Ia-l în pacă pe Cătălin. Ei, e bine. A rămas acolo, e bine. Mai bine, da. Ce mai avem? Ia să vedem. Ce mai avem? Mergem mai departe. Tot cu băieții. De ce nu a mai venit o prică în emisiune? Da, ia și în afară. Și când nu sunt prezentă să vorbești. Cum? Ia să vedem. Deci Ana lipsită din emisiune cum că arde planeta și că vezi, Doamne, cine moare acasă, n-a venit. Nu poți să spui mie că tu nu ți-ai fi dorit să stai o lună acasă. Hai să fim serioși. Dar tocmai asta spun. Din punctul meu de vedere nu merită băgată în seamă. Păi și verișoara cu metra a stat o lună acasă. Cine? Aia, cu mătra lui Chetin. Hai să se gândim cu aceeași măsură. Pentru cine? Cred că e Ana sau el? Da, mă, dar aia lipsește săptămâna, îl face figuri de gen. Tu crezi că eu nu vin pentru că nu este Andy aici? Sau? Păi așa ai transmis. A zis Ramon. Andreea, asta a fost mesajul transmis în emisiune de către colega ta de cameră sau păi ceva de genul. Păi că nu mai vii prea între el? Dar ce crezi că noi stăm să ne facem lecțiile seara? Nici nu am vorbit. Poate tu vorbești cu tine, Ligi. Poate tu vorbești. Nu, dragă, Ramona. Tu și Roxana ați asaltat-o dâncă din rece. Ramona, de ce mi-ai că n-ai vorbit? Adică de unde să știu o prică ce o zici, Matei? Doamne, ferește ce mi-ai. Dar nu mi-a zis doar Ramona. Credeți ce vreau. Nu a zis nimeni. Când am ajuns în hotel, Roxana cu o prică, au luat-o, au asaltat-o pe Roxana. Haide, camera și povestește tot ce Nu mi-au zis. Erau amândouă jos și eu am dat să urc. Am auzit și noi niște lucruri. Hai să mergem fata în cameră, că aici și pereții au urechi. A, zi Roxana, da. Am auzit, dar nu cred că am vorbit. Ce de marionetă? Ei, vine tu, Andreea, că tu ești favorit în fiecare săptămână. Vină, că e vina mea, că lumea mă place. Oameni ferești, că e o fată din asta. Da, mai vrei tu. Da, dacă eu am dezamăgit, chiar... Întreb și eu dacă e povestit lui Roxana, că o cameră rușine. Da, i-am povestit. Dar raportul iar, a? Da. Dar raportul iar, a? Apropo, a zis Roxana că ea nu vine la filmări că n-are chef de fețele noastre. Turcule, știi care e ideea? Din păcate, Roxana și Oprica o folosesc pe Ramona să le dea informații. Da, eu am zis că și pereții au urechi. Normal, că era în spatele meu ca să audă. Am zis-o la vrăjeală, pentru că erau ele două. Așa vorbești tu, mai dacă ele două... A, Ligie, fata care spunea...
Ela, și că sunt fetele astea doar și care e faza? Că nu înțeleg. Nu la faci tu pe Ela aici. Ce era Ela și eram eu la discuția acolo la recepție și ai făcut... Pentru ce, frate? Așa am făcut și eu. E aceeași chestie. Doar că au fost alte cuvinte. Eram așa. Fix același lucru a fost. Ce secrete avem? Deci că faci întâlhării, crime. Dar n-a fost poate niciun secret. Eu special am zis pentru că voi erați în spatele meu, măi frate. Ca voi să credeți că eu chiar vorbesc. Dar nu, ce să vezi? Special a zis pentru că era în spatele meu, logic. Ce secrete, măi, frate, tu n-auzi că i-a zis special că vă erați în spate și vă s-a zis. Nu interesează, nu asta era mai important. Păi dacă nu vă interesează, nu vorbeați cu material, ați vorbit, înseamnă că v-a interesat. Înseamnă că ești în casă de aia vorbim. Păi normal, dacă o să pleci, nu o să mai vorbim de tine. Asta e valabil în cazul tău. Păi am plecat. Vorbim că ne aflăm. O perioadă și tot ați vorbit. Da, Beyoncé, lasă-ne. Cu colega ta de cameră, cred că fiecare. Bă, fetele voștri, zici ce vă aflați aici ca să vorbim unul despre altul. Păi da, și care e problema? Nu, suntem aici ca să ne găsim iubirea. Păi și de asta. Păi voi ați deschis subiectul, nu l-am deschis noi. De ce vorbești de mine? Mă plictisești? Păi ieșiți afară atunci, care nu vă place. De fapt ați vorbit, dar nu că ar fi o problemă. Asta fiecare vorbește. Dar fiecare ar fi. Eu o manipulez pe Ramona, dai seama ce era. Dar Ramona oricum o să-și dea seama, mai repede să nu-și ce să-și dea seama, Andreea. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.